Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună cu voi vom studia una din metodele de rezolvare a unui sistem de două ecuații liniare cu două necunoscute, și anume metoda reducerii. Pentru aceasta, mai întâi, reamintim câteva lucruri, și anume, un ansamblu de două ecuații liniare cu două necunoscute se numește sistem de două ecuații liniare cu două necunoscute. Forma generală a unui sistem de două ecuații cu două necunoscute este următoarea. A1x plus B1y egal cu C1 și A2x plus B2y egal cu C2. În toată această scriere, A1, A2 reprezintă coeficienții lui x, B1, B2 coeficienții lui y și C1, C2 termenii liberi. Prin soluția unui sistem de două ecuații liniare cu două necunoscute, înțelegem o pereche de forma m-n de numere reale cu proprietatea că înlocuindu-l pe x cu m și pe y cu n, obținem egalități adevărate. Expunem mai jos un prim exemplu. De exemplu, perechea 7-3 este soluția sistemului. 2x minus 3y egal cu 5, respectiv x plus y egal cu 10. Deoarece, înlocuindu-l pe x cu 7 și pe y cu 3, obținem, iată, două egalități adevărate. Astfel, a rezolva un sistem înseamnă să determinăm soluțiile acestuia urmând o anumită schemă logică. Pentru a rezolva un sistem prin metoda reducerii, procedăm astfel. Mai întâi, înmulțim fiecare ecuație cu câte un număr, astfel încât în urma adunării lor, termenii care conțin una din necunoscute să se reducă. Iată, în exemplu alăturat, ne-am propus să reducem pe x. Astfel, prima ecuație am înmulțit-o cu 3, pe cea de-a doua cu 2, astfel încât coeficienții lui x din cele două ecuații ale sistemului sunt 6, respectiv minus 6. Adunând cele două ecuații, observăm că x-ul se reduce și obținem 23y egal cu 23. Rezolvăm ecuația obținută după adunare. Y este egal cu 23 supra 23, adică y este egal cu 1. Vom proceda în mod asemănător, reducând de această dată cealaltă necunoscută. Pentru acest lucru, vom înmulți prima ecuație cu 4 și cea de-a doua cu minus 5, astfel încât coeficienții lui y în cele două ecuații ale sistemului vor fi 20, respectiv minus 20, iar prin însumarea celor două ecuații să obținem ecuația de forma 23x egal cu 46, adică x este egal cu 2. Soluția sistemului este perechea de forma 2, 1. Iar perechile astfel ordonate reprezintă soluțiile sistemului. Se impune să facem următoarea observație. Este posibil ca în anumite situații, în urma înmulțirii și adunării celor două ecuații, să se reducă toți termenii sau să se reducă numai termenii care conțin necunoscutele. În acest caz, sistemul nu are o soluție unică. Și iată un prim exemplu. Sistemul 2x plus 3y egal cu 8 și x plus 1,5y egal cu minus 5. Ne propunem să-l reducem pe y și de aceea mulțim cea de-a doua ecuație cu minus 2. Obținem un sistem echivalent și însumăm cele două ecuații. Observăm că obținem egalitatea 0 egal cu 18, ceea ce reprezintă o egalitate falsă. În acest caz, spunem că sistemul nu are soluții sau că mulțimea soluțiilor acestui sistem este mulțimea vidă. În cel de-al doilea exemplu, ne propunem să înmulțim prima ecuație cu 5, cea de-a doua cu 2, astfel încât coeficienții lui x vor deveni 10, respectiv minus 10, iar după adunarea celor două ecuații să obținem 0 egal cu 0, adică o egalitate adevărată. În acest caz, spunem că ecuațiile sistemului sunt echivalente, iar sistemul se reduce la una dintre ele, astfel încât soluția ecuației reprezintă și soluția sistemului, adică mulțimea perechilor de forma 2y minus 1, respectiv y,
este mulțimea soluțiilor sistemului. După cele prezentate, să încercăm să rezolvăm împreună următorul sistem. 3x minus 2 pe lângă x plus y egal cu 6 și 2 pe lângă x minus y plus 4y egal cu 0. Observăm că sistemul prezentat nu este sub forma lui generală. De aceea, mai întâi desființăm parantezele, separăm termenii și obținem sistemul x minus 2y egal cu 6 și 2x plus 2y egal cu 0. Însumând cele două ecuații, obținem ecuația 3x egal cu 6, adică x egal cu 2. Am putea relua metoda reducerii pentru cealaltă necunoscută sau putem înlocui în una din ecuații valoarea lui x pentru a-l determina pe y. Îl înlocuim pe x în prima ecuație din forma generală a sistemului. Astfel, obținem 2 minus 2y egal cu 6, separăm termenii și obținem y egal cu minus 2. În final, vă propun să încercați să rezolvați singur prin metoda reducerii următorul sistem. Mult succes! Bună ziua!